împreună pe aceeași frecvență, e simplu. Ești la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Psihoterapeutul Raluca Anton în direct cu noi în acest moment pe drum cu prioritate la psiholog, așa se numește întâlnirea noastră din fiecare zi de luni. Raluca, bine ai venit! Servus, bine v-am găsit! Nu putem să neglijăm ceea ce s-a întâmplat aseară cu Will Smith și aș vrea să te întreb pe tine, în calitate de specialistă în astfel de probleme, ce te poate determina, uite, să fii celebru, să ai o imagine curată până în acest moment, să te mai și afli într-o ceremonie high class, așa cum este cea de la premiile Oscar și cu toate acestea, punem și în paranteză, dacă nu o fi fost regizată toată treaba, să-ți ieși din fire în halul ăsta, să ajungi să pocnești pur și simplu un coleg care a făcut o glumă ce-i drept proastă despre soția ta. Cum se vede treaba asta din perspectiva unui psiholog? Din perspectiva unui psiholog, acest moment se vede ca un act ratat de bune practici și de educație, din păcate, pentru că acest context ar fi fost un foarte bun moment pentru Will Smith să aibă cu totul și cu totul alt mesaj către comunitate, mai ales după ce, nu cu foarte mult timp în urmă, a și publicat o carte și are și un documentar în care povestește foarte deschis despre sănătate emoțională și despre cum a lucrat la asta de-a lungul timpului și mai mult decât atât despre relația cu soția lui, care înțeleg că este una pe care o valorizează extrem de mult și e minunat că se întâmplă asta. Ce am văzut acolo a fost un act de bullying, literalmente, din partea amândurora de altfel. Glumele de la Oscar tot timpul au avut această tentă, să spunem așa, de mitocănie cumva și probabil că e un soi de glume care devin virale și care vând foarte bine pe internet, care au apăsat niște butoane, se pare, în cazul în care, așa cum spuneai și tu, acest moment nu a fost regizat. Însă, din păcate, ce am văzut aici a fost fix ca în cazul unui moment de agresiune în curtea școlii, în care cineva face o glumă proastă despre un alt copil, iar copilul, pentru a se apăra pe el sau pentru a-și apăra un prieten, sare la bătaie și, de fapt, din toată povestea asta n-are nimeni de câștigat. Interesant este că dacă ne uităm cu atenție la acele imagini, inițial Will Smith a râs la gluma prezentatorului, soția nu era prea fericită, cei drept, și apoi ceva s-a întâmplat, un declic din ăsta, și-a urcat pe scenă și a urmat ce știm cu toții. De cele mai multe ori, aceste comportamente care tind de agresivitate sunt comportamente bazate pe impuls, nu bazate pe un proces rațional în spate. Cel mai probabil dacă, și mi s-a părut foarte interesantă inclusiv declarația fiului lui de după, care a spus că așa facem noi lucrurile. Ca să nu spun mai mult decât atât, mi s-a părut destul de nepotrivit asocierea cu Dumnezeu în această poveste, spunând că el are această misiune foarte puternică, trimisă pentru a-i apăra pe cei apropiați lui. Dar cred că ce s-a întâmplat acolo a fost pur și simplu un moment de incapacitate de control a impulsului. Sunt ferm convinsă că omul acesta a mai trecut prin foarte multe momente dificile de-a lungul timpului și foarte multe alte lucruri pe care le-a auzit. Însă probabil că acum, fi fost presiunea momentului, emoții foarte multe, a considerat că este momentul potrivit să facă dreptate. În mintea mea nu și-a făcut dreptate doar pentru momentul respectiv, cât și pentru o grămadă de alte momente din trecut. Cum ar fi trebuit să reacționeze? Sunt foarte interesat să aflu lucrul ăsta. Mie mi-ar fi plăcut foarte mult ca într-un astfel de moment să fi urcat pe scenă și să fi spus pur și simplu, uite, îmi dau seama că e un moment în care facem glume și ne simțim bine cu toții, însă cred că este nepotrivit să faci glume despre boala autoimună a unui om, oricare ar fi omul acesta, în cazul de față este soția mea, pentru că știm că de fapt ea are o boală autoimună și de asta nu are păr. Cred că asta mi s-ar fi părut un comportament care ar fi fost mult, mult mai potrivit și mi se pare mie, în concordanță cu valorile pe care de altfel el le și promovează în materialele pe care le-a lansat în ultimii ani. Acum, sigur că de la a gândi ce înseamnă corect până la practică este cale lungă și probabil că undeva pe drum s-o fi împiedicat și n-am mai putut să se abțină. Ascultam astăzi România în direct alături de Cătălin Striblea și intrase la un moment dat o ascultătoare în direct care a spus că așa i-ar plăcea să o apere bărbatul ei, exact cum a procedat Will Smith. Iar pe parcursul drumului cu prioritate a mai primit astfel de mesaje,
gen, dar cum ar credeți că ar fi trebuit să reacționeze? Și eu aș fi făcut la fel. Ce le putem transmite celor care gândesc așa? E foarte frumos că ne dorim să sărim atât de puternic în apărarea celor din jurul nostru, însă pe de altă parte noi trebuie să ne gândim la faptul că, în primul rând, fiind o persoană publică, transmiți un mesaj către întreaga lume, de altfel. Și nu știu dacă mesajul pe care vrem să-l transmitem este acela al agresiunii. Ori dacă eu, știi, stăm să ne gândim până la urmă ce s-a întâmplat acolo. A fost un act de nedreptate. Dacă copilul meu, de exemplu, produce o nedreptate, copil fiind, pentru că nu știe cum să reacționeze în diverse situații, încurajez ca el să fie pocnit pentru că a produs o nedreptate, atunci ar mai fi teoria aceasta valabilă? Sau teoria aceasta este valabilă doar când este în interesul meu? Da, și din păcate au fost cazuri. Sigur că da, și cred că până la urmă trebuie să ne gândim la faptul că aceste evenimente, dincolo de orice, ar fi important să aibă niște mesaje foarte puternice. Sigur, unii au anunțat că își distrug statuetele dacă nu se întâmplă nu știu ce în Ucraina. Fiecare face cum știe mai bine. Dar cred că, fiind un eveniment mediatizat, ar fi important să ne uităm la faptul că tot ce se întâmplă acolo poate deveni un conținut care transmite un mesaj în legătură cu educația unor tineri. Ori dacă ăsta este mesajul pe care ne imaginăm că îl transmitem, regizat sau nu evenimentul, mi se pare destul de trist. Psihoterapeuta Raluca Anton în direct cu noi la Psiholog. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare tot aici la Europa FM pe drum cu prioritate. Seara bună îți dorim. Abia aștept. O seară frumoasă. Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM. Alina